În conflictul violent din Israel sunt prinși sute de mii de români, fug în adăposturi când aud sirenele. Mutația coronavirusului care a făcut ravagii în India stârnește îngrijorare în întreaga lume, inclusiv în România. Studiile arată că această tulpină indiană ar fi cu 60% mai contagioasă decât cea britanică. Însă, în ciuda acestui nou pericol, la noi mulți au renunțat la masca de protecție în spațiul public, deși restricțiile sunt încă în vigoare. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. De 48 de ore, Israelul este supus unui atac cu rachete în cea mai gravă escaladare a conflictului cu palestinienii din ultimii 7 ani. Cad rachete peste orașele din sudul și centrul țării, unde trăiesc și un sfert de milion de israelieni de origine română. De fiecare dată când răsună sirenele, oamenii aleargă în adăposturile din subsoluri, în camerele de securitate. Sunt cel puțin 6 israelieni morți și distrugere ample. De partea cealaltă, raidurile armatei israeliene au ucis comandanți și activiști Hamas. Sunt însă și civili printre cei 50 de morți. Sirenele care trimit oamenii în adăposturi răsună neîncetat, din Sderot, situat chiar la granița cu fâșia Gaza, și până la Hadera, trecând prin Tel Aviv, Berșeva și chiar Ierusalim. Iată ce ne povestește un român care locuiește în apropiere. E război, situația e foarte grea. Rachetele merg peste noi, viața nu e normală. Uai. Nu poți să te obișnuiești la așa ceva. Nu e că ceva care se rezolvă repede, eu cred că să-ți mai țină câteva zile. Nu se termină imediat. Și minutele astea care noi vorbim, înainte cu câteva minute, a tras cu rachetele. Sistemul israelian de apărare antirachetă, botezat Iron Dome sau cupola de fier, interceptează cea mai mare parte a rachetelor inamice. Dar în anumite momente, numărul uriaș de proiectile lansate de jihadiști copleșește apărarea antiaeriană, iar unele ating ținte în Israel. Oamenii sunt mereu pregătiți să fugă în adăposturi. Ce faceți în momentul în care auziți alarmele? Noi fugim imediat la camera de apărare. Imediat, lăsăm totul și fugim spre camera de apărare. Suntem pe drum, ieșim din mașină și ne punem pe jos. Trebuie să ne apărăm. Suntem speriați. Vă dați seama că e destul de stresant, mai ales că azi noapte vorbeam cu colegii până pe la 3-4 dimineața, au fost alarme peste tot și au stat în camerele acelea speciale pentru situații de urgență. Asemenea Alinei sau a lui Meir, un sfert de milion de israelieni de origine română trăiesc în nordul țării, în zona vizată de atacuri. 1000 de rachete lansate de Hamas din fâșia Gaza către Israel în ultimele 24 de ore reprezintă cu siguranță un baraj de foc de o violență nemai întâlnită din 2014 încoace, când confruntările dintre palestinieni și israelieni au izbucnit din aceleași motive. Țintele predilecte au fost alese în funcție de raza de acțiune a rachetelor. Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, Sderot, adică toată zona de nord-vest a Israelului de-a lungul Mediteranei. Localnicii sunt avertizați de sirene să intre în adăposturi și spun că se bazează pe sistemul antirachetă Iron Dome și pe noroc. Tens of rockets as a result. A direct strike here in the city of Rishon LeZion. One woman was killed inside the house behind me. În Holon, un autobuz cu pasageri a fost lovit de un proiectil. 7 persoane, inclusiv un copil de 5 ani, au fost răniți. Evrei, bobestul colof Holon, autobuz șalem, oleba ești, mehoniot, anășim! Ilo mă amin, ești pe autobuz, oleba ești! În Lod, o adolescentă și tatăl ei, arabi israelieni, au fost uciși de una dintre rachetele lansate din Gaza. În orașul Yehud, un bărbat a murit după ce l-a nimerit o rachetă în trafic pe șosea. Ani mvakesh mekulchem bli yotze min haklal lekayem et hanchayot pikud ha'oref lekayem otam bekapdanut leikanes lamerchavim hamuganim ve'ani omer lachem ha'erev davar nosaf ha'maracha hazot tikach zman. Există aplicația respectivă care te localizează în funcție de unde ești. Există o alarmă pentru rachete, se declanșează semnalul pe telefon și automat trebuie să intri în camera de siguranță.
Atacurile nu contenesc nici la lăsarea întunericului. Civilii din sudul și centrul Israelului se pregătesc de a treia noapte în adăposturi. Hamas va jade islami și ilmu, dar eu merg la Hemkan, ieșalmu, mehir caved meod al tocpanucele. Ani eu merg ca naerev, tamam berușam. Atacurile s-au întețit după ce Israelul a ripostat prin raiduri aeriene de amploare asupra fâșiei Gaza. Mai multe clădiri de birouri, tabere de antrenament și depozite de muniții ale militanților palestinieni au fost distruse. Armata israeliană a precizat că va ataca inclusiv clădirile civile în care Hamas își ascunde armele. Aviația trage focuri de avertisment înaintea atacurilor propriu-zise, pentru ca civilii să aibă timp să se adăpostească. În replică la bombardarea fâșiei Gaza, în comunitățile arabe din Israel au avut loc ciocniri violente cu forțele de securitate israeliene. Premierul Netanyahu a decretat stare de urgență în Lod, oraș situat lângă Tel Aviv, foarte aproape de aeroportul Ben Gurion. În urma revoltei minorității arabe, 3 sinagogi, magazine și mașini au fost incendiate. אני מצפה מכל מנהיגי הציבור, ובראש ובראשונה, ממנהיגי הציבור הערבי להתייצב כאן, לגנות את ההתפרעות הזאת, ולעשות הכל כדי להחזיר את השקט. The president's support for Israel's security, for its legitimate right to defend itself, and its people is fundamental and will never waver. We stand against extremism that has inflicted violence on both communities. Jerusalem must be a place of coexistence. După un an de școală online au început evaluările naționale. Primii intrați în focurile testării sunt elevii de clasa a 6-a. Cine urmează, aflați imediat. Chiar dacă rata îmbolnăvirilor de COVID-19 a început să scadă, medicii ne îndeamnă la prudență pentru că pericolul nu a trecut. Mulți au renunțat la măști în spațiul public, deși măsura este în vigoare, iar masca îi protejează de pericolul nevăzut. În București, după 2 zile consecutive de scădere a infectărilor, oficialii ar putea permite oamenilor să participe de vineri la concerte în aer liber cu 300 de persoane și în cinematografe drive-in. Iar restaurantele ar putea fi deschise la jumătate de capacitate în interior. Rata de incidență a îmbolnăvirilor de COVID a ajuns la 1,42 la 1000 de locuitori. Mâine vor decide oficialii relaxarea anumitor restricții. Măsurile ar putea fi aplicate de vineri. Unii s-au relaxat însă înainte de vreme și nu mai poartă mască de protecție. În direct. Stau pe grâlă, beau o bere. Încerc să prind pește. Dar văd că aici ați renunțat la mască. Aici avem voi. E pescuit sportiv. Cei care aleargă nu poartă mască. Eu care pescuiesc e tot un sport. Și nu port mască. Cam de vreme ați renunțat la mască. Ne-am vaccinat de când eram mai mici. Da? Da. Credeți că e cam de vreme să lăsăm garda jos? Eu știu, e de vreme. Vă văd fără mască, de aceea vă întreb. Am pus-o în buzunar, m-am transpirat. Mai avem și bufeurile. Mâine, Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență s-ar putea întruni la prefectură pentru a stabili măsurile de relaxare. Printre ele se numără și deschiderea sălilor de spectacol la o capacitate mai mare de 50%. Pot să înceapă să fie organizate spectacole de tip drive-in, spectacole în aer liber și nu doar spectacole, dar și evenimente culturale la care participarea să fie de până în 300 de persoane. O altă măsură prevede redeschiderea restaurantelor în interior la jumătate din capacitate. Ar putea fi o veste bună pentru cei care ies în oraș și se pot muta rapid de la terasă în interior atunci când începe ploaia. Am ajuns în acest punct grație ratei tot mai mari de vaccinare, la care Bucureștiul este oraș fruntaș. În toată țara s-au vaccinat, până acum, peste 2.500.000 de persoane, cu ambele doze. Cum vă simțiți? Super bine și vă merg acasă și spun la toată lumea. Vin mai târziu cu soțul să facă vaccinul. Îi recrutați. Clar, deci nu se pune problemă. În primul rând pentru mine, pentru nepoții mei care sunt cu ei în casă și vorba aia toți, și pentru familie și pentru lume și să scăpăm de măști. Pe locul 2 în topul imunizării se află județul Cluj, urmat de Sibiu. Așadar, cu gândul la relaxare, lumea uită că pericolul nu a trecut, dimpotrivă ia o nouă formă. Tulpina indiană care face ravagii în țara care i-a dat numele s-a extins deja în 44 de țări, inclusiv în România. Organizația Mondială a Sănătății a declarat această mutație a virusului o îngrijorare globală și avertizează că este mai contagioasă decât cele de până acum, cu 60% mai mult decât cea britanică, după cum arată unele studii. Cosmin Stan vine cu explicații.
Bun găsit! Tulpina indiană a coronavirusului, adică varianta B.1.617, a fost detectată prima dată în India, în octombrie anul trecut. În doar 6 luni a ajuns pe toate continentele. Organizația Mondială a Sănătății spune că această mutație a fost detectată în secvențe de genom din 44 de țări, inclusiv în România. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, până pe 9 mai la noi în țară au fost identificate 10 cazuri de infectare cu tulpina indiană. Numărul ar putea fi însă mai mare, pentru că recent au fost descoperite 2 focare de coronavirus în comuna Popeș-Leordeni, lângă București. Acolo 35 de muncitori indieni au fost depistați cu COVID-19, dar deocamdată nu s-a stabilit tulpina cu care au fost infectați. Îngrijorarea provine în principal de la faptul că această variantă a virusului ar fi mult mai contagioasă. Ce important e dacă va avea într-adevăr un impact major și va ajunge să fie predominantă, cum s-a întâmplat cu tulpina din Marea Britanie. Nu ne putem gândi așa de departe că va fi valul al patrulea, dar trebuie să luăm în calcul și să fim extrem de atenți la ce va urma. Potrivit statisticilor oficiale, 4.000 de persoane mor zilnic din cauza COVID-19 în India, țară care raportează peste 400.000 de noi infectări în fiecare zi. Imaginea dezastrului din această țară a fost întregită de apariția pe râul Gange a 10 de trupuri, despre care se presupune că ar fi ale unor morți de COVID. Pentru că familiile lor nu au mai avut unde să îngroape, să facă rost de lemne pentru incinerare, ori poate pentru că nu mai fac față crematoriile, victimele ar fi fost aruncate pur și simplu în apă. It seems that the virus is more lethal this time. It seems so. Because the number of deaths have been a little higher than what we saw last time. Also, what we are observing is last year it took some time for the patient to deteriorate. But with this virus, the infectivity or the aggressiveness of the virus is so high that it hardly takes a day for the patient otherwise fine to desaturate and get compromised. Pe seama contagiozității ridicate a noii mutații, este pusă și o creștere a numărului de infectări, care se observă în Marea Britanie, țară în care au fost depistate cele mai multe îmbolnăviri cu noua tulpină, după India. Deși este una dintre cele mai vaccinate țări din lume, specialiștii spun că numărul cazurilor a crescut cu 12% în ultima săptămână. Trendul ascendent este confirmat și de rata de transmitere, monitorizată printr-o aplicație. Un conflict violent între elevi de gimnaziu într-o școală din județul Mureș aduce în atenție lipsa psihologilor din unitățile de învățământ, mai ales acum când orele s-au făcut online și copiii nu au mai socializat. Unii dascăli susțin că la revenirea în clasă elevii sunt mai agitați și mai puțin comunicativi și ar avea nevoie de o perioadă de acomodare. Ministrul Educației spune că are în lucru o ordonanță de urgență care prevede înființarea de cabinete psihopedagogice în fiecare școală. Ne lipsesc însă peste 4.000 de specialiști. Incidentul s-a petrecut la școala gimnazială din comuna Band. După ora de limba engleză, copiii de clasa a patra au ieșit în curte ca să se joace, doar că joaca s-a transformat rapid în ceartă. Un elev de 11 ani a fost doborât la pământ și lovit cu pumnii și picioarele de 2 colegi. Aleargă un elev la mine și îmi spune că în spatele școlii se bat copiii și un elev este căzut. Mi-a zis că nu poate să respire. Așa spaimă, nu știu dacă am trăit în 30 de ani de predare. Copilul a ajuns la spital, cu toate că nu a rămas internat. Trebuie să facă mai multe investigații. Copilul ar avea probleme și la rinic, a fost lovit și la rinichi. Dascălii spun că elevii au fost mai agitați de când s-au întors în bănci și că reintegrarea după școala online este mai dificilă. Din vorbe urâte, următoarea mișcare deja care se produce e un pumn sau o palmă sau un dat cu picior. Eu cred că și pauza aceasta foarte mare în predarea aceasta face-to-face își spune cuvântul, pentru că copiii au reguli aici, știu că trebuie să le urmeze. Cred că uită un pic aceste reguli. Aceste probleme ar putea fi rezolvate cu ajutorul psihologilor și consilierilor, care lipsesc însă din multe școli, în special în mediul rural. Este foarte important să existe într-o școală și e foarte important ca elevii să meargă la acești psihologi și să își spună problemele în mod deschis. Elevii trebuie învățați și trebuie ajutați să înțeleagă că există variante mult mai sănătoase și mult mai corecte de a rezolva problemele.
În prezent avem doar 2500 de specialiști în unitățile de învățământ și ar mai fi nevoie de aproximativ 4000 de psihologi și consilieri, potrivit Ministerului Educației. Între timp au început evaluările naționale, iar primii care au trecut prin emoțiile testării au fost elevii de clasa a 6-a. Examenele sunt susținute după un an de pauză, pentru că anul trecut trăiam vremuri dificile. Elevii au primit subiecte după modelul testelor PISA, iar rezultatele vor arăta nivelul la care se află după școala online. După o oră în care au întors subiectele pe toate părțile, în căutarea răspunsurilor corecte, unii au ieșit victorioși din sală. Bună, am ieșit de la test. A fost bine, a fost ușor și m-am mai întâlnit cu colegii și a fost bine. Am scăpat de stres. Toată lumea se sperie că spune națională, evaluare națională și de asta începe stresul să apară. A fost simplă și nu m-au copleșit emoțiile. A trebuit să și extragem cuvinte din textele propuse și să ne exprimăm opiniile. În peste 700 de localități, acolo unde rata de infectare depășește un caz la 1000 de locuitori, elevii s-au văzut pentru prima dată, după multă vreme. Bucuria de a fi din nou împreună a fost mai mare decât stresul testării. Foarte uimiți, pentru că noi nu mai aveam treabă cu evaluarea, ne uitam toți să vedem cum arătăm, că eram de două ori mai înalți ca până acum. Nu ne mai recunoșteam unii pe alții. Singurul lucru care mi-a plăcut, masca a fost, este incomodă. În rest a fost super ok totul. Ne-am văzut noi colegii între noi, a fost chiar o reunire frumoasă. După cât timp? Cred că 6 luni. 7 luni. Elevii nu vor primi note, ci un punctaj. Rezultatele sunt confidențiale și nu se trec în catalog, dar vor fi aduse la cunoștința părinților, în privat. Lucrarea nu se transformă într-o notă pe scara obișnuită de la 9 la 10, să nu aștepte nimeni niște rezultate gen evaluare naționale sau la bacalaureat cu procente de promovare. Filozofia evaluărilor de la clasele a 2-a, 4-a și a 6-a este diferită de cea de la clasele a 8-a și a 12-a, unde au rol de selecție. E bine, aici au rol de diagnoză. Testele pentru clasa 6-a sunt grupate după un model PISA. Astăzi este comunicare, adică limba română și o limbă străină. Mâine testul include subiecte din matematică și științe. Prin evaluări similare vor trece și elevii din clasa a 4-a în perioada 18-20 mai, dar și cei din clasa a 2-a, începând din 25 și până în 28 mai. Anul trecut, testările nu s-au ținut din cauza pandemiei, așa că rezultatele din această sesiune sunt importante pentru cadrele didactice, care vor vedea ce probleme au elevii cu materia după un an de școală online. Nu putem să îmbunătățim un produs, mai ales un produs educațional, dacă nu există feedback și dacă nu avem o evaluare a lucrurilor. Așa că în momentul de față ele sunt mai mult decât importante, sunt esențiale. Luna viitoare, în sălile de examene, vor ajunge elevii din clasa a 8-a, din 22 iunie, apoi cei din clasa a 12-a, din 28 iunie. Pentru ei, miza și emoțiile sunt mai mari, pentru că urmează admiterea la liceu, respectiv la facultate. România va fi una dintre cele 26 de țări prin care va trece un tren internațional care va vizita 70 de orașe. Cât va dura călătoria și de ce a fost organizată, vă spunem în câteva momente. Vicepremierul Dan Barna spune că este gata să-și dea demisia din guvern dacă va fi urmărit penal de DNA. Declarațiile vin în contextul în care Departamentul de Luptă Antifraudă din cadrul guvernului a sesizat procurorii anticorupție în legătură cu presupuse ilegalități comise în contextul implementării unor proiecte în care Dan Barna a fost expert. Sunt coordonatorul campaniei naționale fără penali. Nu trebuie să aveți nicio îndoială că în situația în care vorbim de o urmărire penală demarată împotriva mea, nu a alte persoane sau a nu știu cărui detaliu, nu voi ezita nicio clipă să fac ceea ce e firesc de făcut. Dan Barna a aflat că îi se reproșează că ar fi nereguli în activitatea de recrutare de care s-a ocupat în acele proiecte. Trei formulare nu ar fi fost completate față în față, ci după finalizarea procesului de recrutare. Vicepremierul este de părere că inspectorii ar fi făcut o confuzie birocratică gravă și că la mijloc nu ar fi nicio problemă. Până acum, DNA nu a transmis niciun comunicat despre aceste presupuse fapte.
Să păstrăm plajele curate așa cum le găsim acum la mare, spun voluntarii de mediu. Ei adună de câțiva ani tot mai multe resturi de pe nisip, deși s-au mulțit campaniile de curățenie și informare, la fel și coșurile de gunoi. De obicei, până în toamnă sunt adunate de 4 ori mai multe deșeuri, majoritatea din plastic, față de începutul sezonului, arată datele ecologiștilor din organizația Mare Nostru. În primăvara trecută, când s-a declanșat pandemia, ecologiștii au ridicat de pe plajele monitorizate aproximativ 7.000 de deșeuri, mai puține decât în mod normal. Dar până la finalul sezonului, numărul gunoaielor găsite în aceleași locuri depășea 21.000. Restricțiile de călătorie impuse anul trecut de pandemia de coronavirus au făcut ca plajele românești să fie cele mai curate de când sunt monitorizate de ecologiști. Vorbim însă de începutul sezonului estival, pentru că până la final turiștii au reușit să lase atât de mult gunoi ca într-un an fără nicio interdicție. Cel mai murdar an a fost 2019, când, după sezonul estival, au fost adunate aproape 33.000 de gunoaie de pe plaje. Asta în condițiile în care ecologiștii monitorizează doar 50.000 de metri pătrați de nisip, care înseamnă sub 2% din suprafața litoralului. Cele mai murdare plaje, potrivit voluntarilor, sunt în Constanța, Mamaia, Năvodari și Eforie. Cantitatea de deșeuri crește de la un sezon la celălalt. De obicei, avem de 4 ori mai multe deșeuri în toamnă față de primăvară. Această creștere este clar datorată turiștilor și unui management defectuos al operatorilor. Diferența dintre începutul sezonului și final este vizibilă. Acum abia zărim aici colo câte o pungă sau chiștoace de țigară, în timp ce în vară sunt mormane. Mi se par chiar curate, poate pentru că n-au fost turiști încă și apa este mult mai curată. Dar cum e la sfârșit de sezon? Wow! Este, nici nu vezi, nu vezi nisipul, nu vezi nimic. Nu cred că o să țină lumea curățenie. Lasă mizerie oriunde te duci, numai deșeuri. Plaja trebuie să fie un loc curat, unde toată lumea vrea să vină la curățenie. Pe lângă resturi de țigări și coși de semințe, pe plajă au apărut și măștile sanitare și șervețelele dezinfectante. Ca să reducă deșeurile din plastic, reprezentanții Comisiei Europene au decis ca din acest an să nu mai fie vândute produse de unică folosință din acest material. De asemenea, și operatorii de pe plajă trebuie să le înlocuiască. Servim toate băuturile fără paie. În cazul în care există vreo cerere în mod expres și există clienți care încă nu înțeleg lucrul ăsta, se folosesc biodegradabile. Ne-ar fi mult mai ușor să ținem o plajă curată noi ca operatori dacă și clienții și turiștii ar fi mai atenți cu deșeurile aruncate pe plajă. Avem câteva acțiuni de oferim scrumiere portabile. Turiștii care aruncă deșeuri pe plajă riscă să fie amendați de comisarii gărzii de mediu cu 1.000 de lei. Un tren internațional va traversa continentul european și va ajunge și în România. Călătoria va dura o lună, iar trenul va trece prin 26 de țări și va opri în peste 70 de orașe. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană, care vrea astfel să afle ce probleme de infrastructură feroviară există și dacă acest tren va putea fi transformat la un moment dat într-unul turistic. Trenul european va porni pe 2 septembrie din Lisabona, va trece prin 26 de țări și va opri în mai mult de 70 de orașe. În România, trenul va intra pe la Ruse, Bulgaria, și va opri în 5 orașe: București, Brașov, Sibiu, Oradea și Arad. Trenul european va ajunge aici, în Gara de Nord, în data de 18 septembrie și în aceeași zi este programat să și iasă din țară. De aceea am fost curioși să facem un calcul, să vedem cât timp i-ar lua trenului să traverseze România pe traseul programat. A rezultat între 17 și 26 de ore și nu am luat în calcul timpul pe care îl va petrece în fiecare gară. Adina Vălean, comisarul european pentru transport, susține că proiectul Connecting Europe Express sau Expresul Transeuropean va demonstra cât de pregătiți suntem să avem un tren turistic care să lege orașele de pe continent. Acest tren este o modalitate de a promova trenul ca mijloc de transport sustenabil și practică, pentru că încercând să conectăm cât mai multe orașe europene, vom vedea clar care sunt problemele căilor ferate europene în general. În emisiunea România te iubesc am arătat însă, în repetate rânduri, problemele grave de pe calea ferată din țara noastră. Fabrica Ford din Craiova are, de exemplu, propriul terminal feroviar. Acolo sunt urcate pe tren pentru export, an de an, peste 100.000 de mașini. Președintele Ford România ne-a făcut o comparație. The average speed that we see is between 15 and 20 kilometers an hour,
and that's slower than I can bicycle. And I'm not an Olympic athlete, I don't bicycle very fast, but I could beat the train. Multe porțiuni de linie au restricții de viteză. Întârzierile sunt mari, iar bucăți din calea ferată se rup. Am fost cu trenul de la Budapesta la Viena, e aceeași distanță București-Târgu Jiu și faci decât 2 ore, nu 7. Pentru că nu au servicii de calitate. Expresul transeuropean va fi un experiment pentru întreaga Europa și are ca destinație finală Parisul. Dornici de liniște și relaxare, oamenii au început să aprecieze tot mai multe rasele ascunse ferite de agitația urbană. Odată ce le descoperă, fie că se află pe vârful unui deal, ori în inima vreunei păduri, clienții revin cuceriți de priveliștea spectaculoasă. Poziționată deasupra orașului, această terasă din Cluj-Napoca are un punct forte, panorama. Clienții abia își pot dezlipi ochii de pe linia orizontului. De ce aici și nu la o terasă din centru? Din cauza priveliștii. Terasa e foarte frumoasă, Google-ul e foarte bun. Foarte frumos aici priveliștea și acum pe vremea asta chiar e plăcut că bate și vânt ușor și no, nici așa aglomerat. Oamenii preferă să vină aici și pentru a-și face poze. Este locația perfectă pentru a face poze artistice de pus pe Instagram, Facebook. În Brașov, acest restaurant cu terasă, aflat pe o colină, atrage clienții care caută liniștea, frumosul și cultura. Încă din 1905. Atunci a devenit rapid o atracție a vremii, grație priveliștii. Și așa a rămas până în prezent. De cele mai multe ori, în special în weekend, ai nevoie de rezervare pentru că mesele răsfirate prin grădina care oferă o priveliște spectaculoasă asupra Brașovului se ocupă imediat. Pe arhicunoscuta stradă Republicii din Brașov, zeci de mese stau aproape lipite, în linie dreaptă. Sunt clienți însă care caută locuri aparte. Unul dintre ele este la doar un pas de forfota de aici, printr-un gang care ne poartă până la terasa aflată în curtea interioară a unei pensiuni. Tot ce vedeți aici, inclusiv magnoliile din spate și toată zona aceasta verde, noi am pus-o acum câțiva ani. Sunt plante selectate astfel încât să fie o zonă intimă. Asta de multă agitație, aici e liniște, e frumos, e o oază de verdeață. Dincolo de zidurile care ne despart de oraș, această terasă este înconjurată de pădurea muntelui Tâmpa. Este într-o zonă retrasă, are vedere și este foarte frumos, e cu multă verdeață. Este un loc departe de orice neliniște și de forfota urbană a orașului. De aici, clienții pot pleca în plimbare pe aleea de sub Tâmpa sau pot urca pe vârf cu telecabina. Oricât de bine și-ar pregăti profesorii lecția, dacă semnalul la internet este slab, predarea online eșuează. Campania știrilor ProTV Pierduți în teleșcoală vă arată astăzi o parte din problemele cu care s-au confruntat elevii în ultimul an. Alta este situația când ora este interactivă, iar elevii conduc discuția, pun întrebări și învață lucruri. La ora de matematică de la Târgoviște, profesoara Simona Zepiș e deja într-o altă sală de curs unde o așteaptă o clasă de a 10-a. Sunt toți acasă și profesorul se pregătește să intre online. Dar nu înțeleg de ce nu funcționează. Că net este. De ce nu-l vrea? Ce nu vrea? Netul. Așa nu știu, Galda. A mers puțin, apoi m-a scos. Nu știm dacă elevii care așteaptă ora se bucură că profesoara lor nu poate intra la lecția online. Cert este că la aceeași oră, dar la vreo 140 de kilometri distanță, într-o școală gimnazială din Râmnicu-Vâlcea, un alt profesor are o lecție de fizică online cu elevii de clasa a 6-a. Vedeți ecranul meu acum? Un text? Nici acum? Nu, doar. Dascălul e perseverent, deși în următorul minut pierde complet legătura cu clasa. Bun, cred că mi-urați din nou bun venit în lumea celor care au cuvânt, da? Doar că în următoarele 5 minute pierde de alte 2 ori conexiunea cu cei de acasă și ajunge în ipostaza de a vorbi de unul singur fără să îl asculte cineva. Daria Budeanu, te rog, spune-ți o opinie. Hai să luăm pe propoziții. Prima propoziție. Nu pot să cred. Este routerul acolo. E să nu fie ceva de... Da, deci mi-arată că nu am conexiune internet deloc.
Nu, stați să-mi iau eu, să încerc să fac un hotspot și... Mie mi-arată că e deconectat. Dacă școala oferă o conexiune bună, profesorii ar avea la îndemână metode moderne prin care să facă lecția atractivă. Laurențiu Badea predă fizică la un liceu din Râmnicu-Vâlcea, iar la prânz are oră la clasa a noua. Profesorul a venit în clasă, dar lecția este online și începe cu punerea elevilor într-o ipostază reală. O mână de ajutor dată bunicilor la țară, acolo unde elevii trebuie să urce un butoi într-o remorcă. Ești numai tu. N-are cine să te ajute. Poți tu să ridici 100 de kilograme de fiecare dată pe platforma aceea să te opintești așa? A? Așa, mă, bravo! Profesorul îi pune pe elevi să caute, să cerceteze, să se întrebe, să facă muncă de echipă. Cineva pomenește o rampă, se glumește pe seama puterii copiilor. E un dialog permanent în care elevii pot fi în eroare, pot trage concluzii greșite, dar cât timp ora e antrenantă și fizica e ancorată în situații reale, toți sunt ochi și urechi. Rampa aia, o putem numi plan înclinat? Da. Da. De ce plan? Păi dacă privești dintr-o parte... Ipotenuza unui triunghi. Da, mă, bravo, bravo, Raule. Se numește predare pe metoda investigației, una în care toate noțiunile abstracte îmbracă o formă nouă, cu aplicabilitate directă în viața elevilor. Apelez la experiența lor de viață. Ăsta e secretul? Da, da. Este așa zisa metodă constructivistă a învățării. Construiești pe experiențele și cunoștințele pe care elevul le are în momentul respectiv. Acum este foarte importantă, deoarece ne explică domnul foarte bine. Înțelegem. Și înainte ce ziceai? Nu înțelegeam nimic. Zicea că nu o să-mi ajute în viață cu nimic. Nu aveam foarte multe exemple practice. Adică mai mult mi se preda cât să învățăm mecanic. Laurențiu Badea l-a format la rândul său pe profesorul Mihai Fârtat, care la fiecare lecție face din 5 în 5 minute trimiteri către informații din alte domenii, un tertip prin care îi ține pe elevii mai mici conectați la predare. Cum se numesc cuvintele, perechile astea de cuvinte care au forme asemănătoare, dar înțelesuri diferite? Paronime. Paronime, mulțumesc. Întrebările nu mai vin numai de la profesor. Întrebarea fundamentală vine de la copil. Trebuie ca tu să-i prezinți o situație care să-l facă să genereze o astfel de întrebare. Ce faci tu ca profesor ca să-l înveți să gândească cu mintea lui, să aibă o gândire mai structurată, să aibă o gândire rațională? Nu să aibă tipul ăsta de memorat și reprodus. Încă din 2007, Comisia Europeană a tras un semnal de alarmă cu privire la o scădere bruscă a interesului elevilor pentru științe. Una dintre soluțiile găsite de comisie a fost să încurajeze folosirea educației bazată pe investigație în programele școlare din țările membre. Programul care ar trebui să-i ajute pe producătorii de legume în spații protejate se coace greu. Deocamdată nu se știe când va începe pentru că este în fază de avizare la ministere. Programul înlocuiește pe celebrul Tomata și le va acorda subvenții celor care cultivă roșii, castraveți, ardei, varză și vinete. Programul de susținere a producției de legume în spații protejate este în acest moment în faza pe hârtie. Între timp, mulți fermieri care au beneficiat până acum de fostul program Tomata au redus nivelul investițiilor, mai ales că au cheltuit mai mult din cauza vremii. Punctele sunt mai micuțe față de anii trecuți. În perioada aceasta ar fi trebuit să fie la rodul 4 de genul acestuia. Adică un diametru mult mai mare, dar din cauza frigului nu au crescut așa cum trebuie. La Izbiceni, în Olt, oamenii au început să culeagă roșiile, dar producția este mică. De la începutul anului până în aprilie, fermierii au numărat doar 20 de zile legate de soare, iar nopțile au fost foarte reci. Așa că legumele pleacă din solarii cu un preț mai mare. În lipsa unui program de ajutor, fermierii nu mai scad prețurile, în condițiile în care, spun ei, îi costă până la 8 lei producerea unui kilogram de tomate. Anul trecut, în perioada aceasta, vă zic sigur că roșia era 6 lei, 7 lei în piața de gros din București. Anul acesta este 10, 11 lei. Programul Tomata dispărând pe piață,
se simte și în buzunarele clientului. Momentan nu suntem informați despre niciun program, sunt doar simple zvonuri că s-ar da 2000 de euro pe 1000 de metri pătrați. Fostul program, într-adevăr, ne-a ajutat foarte mult, erau 3000 de euro pe 1000 de metri pătrați, în care ne mai acopeream aproape 56% din investiții. În bazinul Legumicol Glodeanu Sărat din Buzău, aproape 180 de hectare sunt cultivate cu legume. Anul trecut, peste 700 de oameni au beneficiat de subvenția pentru roșii. Nu a apărut încă nici HG-ul, nu se știe dacă va mai fi program de minimis, doar au fost promisiunile guvernului. Venind după o iarnă, cum știți, care a fost până și zilele trecute cu temperaturi foarte mici, s-a băgat foarte mult la foc, de 3 ori mai mult combustibil decât într-un an. Potrivit Ministerului Agriculturii, programul care ar urma să sprijine, pe lângă culturile de tomate, și pe cele de ardei, castraveți, vinete și varză, este deocamdată în procedura de avizare. După această fază, va fi aprobat într-o ședință de guvern. Un fermier ar urma să primească cel mult 2000 de euro, dar în cazul în care vor fi mulți înscriși, suma ar putea scădea. Reforme pentru bani, iată promisiunea cu care premierul Florin Câțu, aflat în vizită oficială la Bruxelles, i-a convins pe liderii europeni să ne accepte proiectele de relansare economică. România ar putea primi aproape 30 de miliarde de euro pentru modernizare. Prima discuție a premierului Florin Câțu la Bruxelles a fost cu șefa Comisiei Europene și s-a încheiat cu succes. A fost o discuție foarte constructivă, a anunțat premierul pe rețelele de socializare, iar Ursula von der Leyen i-a mulțumit. Lucrăm cot la cot cu România să finalizăm un plan de reabilitare și reziliență solid, un progres mare la capitolul reforme, a transmis și liderul european. De la București, partenerii din guvern au răsuflat ușurați. Veștile sunt bune, pare că vom încheia, dar așteptăm, mai sunt și astăzi discuții în curs și de asta evit să fac speculații. Sunt optimist și veștile dinspre Bruxelles sunt bune în acest moment. Inițial, oficialii europeni au avut obiecții la proiectele pe care țara noastră le-a propus. La capitolul irigației, de pildă, liberalii au fost nemulțumiți de modul în care ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea, a negociat fondurile pentru agricultură, cerute de ministrul de resort. În total, aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru combaterea secetei. Nu putem aprecia exact care va fi suma finală. Să demonstrăm Comisie că vrem să utilizăm apa cât mai eficient pentru a obține niște producții optime, producții sustenabile. Mulți bani a cerut și ministrul transporturilor, Cătălin Drulă. Cu fondurile europene pentru relansarea economică după pandemie, vrea să construiască autostrada 7, care ar urma să facă legătura între nordul Moldovei și zona de sud a țării. Oficialii au cerut 4,5 miliarde pentru toată infrastructura rutieră, numai că europenii nu au fost prea darnici, mai ales că mare parte din fonduri vin sub formă de împrumuturi, la o dobândă foarte mică. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastră vrea să le obțină de la Comisia Europeană. De aici și foarte multe condiții, pentru că toate statele membre trebuie să vină cu proiecte cât mai prietenoase cu mediul înconjurător și să facă multe reforme. Aici, de pildă, țara noastră a promis că va introduce o taxă pe autostrăzi pentru transportatori și că își va digitaliza și moderniza sistemul de colectare a taxelor și impozitelor. De la promisiuni la realizări este însă o cale lungă. Toate aceste proiecte trebuie inițiate chiar de anul acesta și finalizate până în 2026, asta pentru a primi toți banii europeni. Sorina Ionașc, ProTV. Curajoșii care au vrut să vadă lumea de sus și-au luat inima în dinți în pandemie și-au învățat, de pildă, să zboare cu parapanta. În ultimul an a crescut numărul iubitorilor de sporturi extreme, mai ales că multe sunt activități individuale sau în grupuri mici și pot fi practicate în siguranță, fără pericol de infectare. Echipamentul poate fi costisitor, dar experiențele trăite merită toți banii, spun cei din Tabăra Pro. La bun loc, în județul Brașov, este spectacol pe cer în aceste zile. 85 de piloți de parapantă zboară pe deasupra munților Bucegi, Postăvarul și Piatra Craiului. Cei mai experimentați ating înălțime amețitoare și ne arată că, de sus, priveliștea este magnifică. 200, 600, 2600. Mai moftic acum când au auzit spre băieții ăștia. Au zis că au ajuns până la 2600 de metri. Și tu până aici la 600. Piloții veniți din Franța, Cehia, Italia sau Grecia participă la un concurs. Pavel este din Polonia. We like this country. We came for the competition. It's the first competition for us in Europe, so we came here to fly. Ciprian este din Alba Iulia și e la primul concurs. Pentru pasiunea lui plătește câteva mii de euro.
Nu prea conta că e pandemie, pentru că acolo sus ești departe de focare. Nou, nouț, un echipament complet începe de pe la 3.500-4.000 de euro. Cam așa, nou, nouț. Na, și îl schimbi odată la, hai zicem, 4 ani, 5 ani. Iar cursurile de zbor cu parapanta costă 1.500 de euro. Odată terminarea unei școli, dai un examen, ajungi să ai un brevet de zbor sau licență, după care este bine ca să te duci mai departe cu pregătirea ta. În ultimii 3 ani, numărul elevilor s-a dublat, astfel că am ajuns în România la aproximativ 2.500 de piloți cu licență. În pandemie e genial pentru că e singur, nu ești cu nimeni acolo, așa că este sigur din punctul de vedere. Și raftingul, coborârea pe ape repezi în bărci gonflabile, a stârnit interes, mai ales că distanțarea fizică este ușor de menținut. Ghizii care organizează astfel de expediții au fost foarte căutați. A crescut anul trecut cererea pe acest sport? Foarte mult. Față de 2019, la nivel, hai să nu spunem de țară, la nivel de rafting pe râul Buzău, care e oricum cel mai popular în momentul de față, creșterea a fost cu 40%. Raftingul este un sport de echipă și un echipament complet pentru 6 persoane, de pildă, costă până la 6.000 de euro. Cei care practică raftingul plătesc 200 de lei pentru 2 ore și jumătate. Dua Lipa este marea câștigătoare ediției din acest an a galei Brit Awards, eveniment care a marcat revenirea muzicii live pe arena O2 din Londra după 14 luni. Printre artiștii premiați aseară s-au numărat Arlo Parks, Harry Styles și Billie Eilish. Vedeta americană Taylor Swift a devenit prima femeie recompensată cu trofeul pentru întreaga sa carieră, fiind totodată și primul artist din afara Marii Britanii care a obținut acest premiu. Show-ul a fost deschis de trupa Coldplay, care a interpretat un cântec nou, Higher Power, de pe un ponton pe Tamisa, înconjurată de holograme cu dansatori și artificii. La capitolul premii, femeile s-au impus la 8 dintre cele 11 categorii ale galei. Dua Lipa și-a adjudecat trofeele pentru cea mai bună artistă solo și cel mai bun album. Pe scena galei, Dua Lipa a cerut premierului Boris Johnson să crească salariile lucrătorilor sanitari. It's very good to clap for them, but we need to pay them. And so I think what we should do is we should all give a massive, massive round of applause and give Boris a message that we all support a fair pay rise for our front line. Little Mix a scris istorie devenind prima trupă feminină care a obținut trofeul pentru cel mai bun grup britanic. La rândul ei, Billie Eilish și-a învins concurența formată din artiste precum Cardi B și Taylor Swift, câștigând premiul pentru cea mai bună artistă solo internațională. Arlo Parks și-a văzut visul împlinit după ce a fost desemnată cea mai bună artistă debutantă. Taylor Swift, care a venit în persoană de la Los Angeles, a devenit aseară prima femeie recompensată pentru întreaga sa carieră, câștigând Global Icon, cea mai importantă distinție acordată de industria muzicală britanică. Doar 3 artiști au primit în trecut acest trofeu, Elton John, David Bowie și Robbie Williams. Evenimentul, cu un public de 4.000 de persoane, o cincime din capacitatea sălii, a avut loc în cadrul unui program pilot de evenimente live al guvernului britanic. 2.500 de bilete au fost alocate angajaților din domenii esențiale, majoritatea medici și asistenți. Spectatorii n-au purtat măști și nici n-au respectat cine știe ce distanțare. La intrare au prezentat teste COVID negative și vor trebui să refacă testul după o săptămână. Un colier cu cercei, brățară și o diademă își caută stăpâna după ce au aparținut bunicii regelui Carol I al României. Unde vor fi vândute aceste bijuterii împreună cu un diamant de 100 de carate, vă spunem după o scurtă pauză. O superbă colecție de bijuterii cu diamante și safire care au aparținut bunicii regelui Carol I al României va fi scoasă la licitație la Geneva. Pietrele prețioase au fost asamblate pe o centură care a aparținut Marii Ducese de Baden, fiica adoptivă a împăratului Napoleon și bunica maternă a regelui României. Obiectul a fost moștenit apoi chiar de mama lui Carol I, care l-a transformat într-un set de bijuterii după cum o dicta moda vremii. Colier, cercei, brățară și o diademă, pe care casa de licitații speră să obțină în total peste 200.000 de dolari. Însă vedeta licitației va fi un diamant de 100 de carate descoperit și prelucrat în Rusia, evaluat la 20 de milioane de dolari.
Noi trecem la știrile din sport alături de Ramona Păun. Bună seara, Ramona! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Pe cine lasă Rădoi în locul său la națională? Este un nume uriaș. Veste excelentă pentru Dinamo după ce a ratat calificarea în finala cupei. Și ce mașină i-a făcut cadou Halep tatălui ei, vedeți imediat la sport. De când așteaptă ziua asta olăroiul urmașului Rădoi la națională, prima ieșire a selecționerului după rușinea din Armenia. Dinamo blestemată la 11 metri, arată dramatic calificarea în finala cupei. Mihai Stoica aruncă bomba, CFR Cluj îl transferă pe Rusescu, după ce a dat gol lui FCSB. Ministrul a făcut anunțul zilei Ștefan cel Mare, în sfârșit Dinamo va avea stadion nou. Pedepse dure pentru Olten după ultimul scandal, capitanul Craiovei nu mai joacă în acest sezon. Halep nu s-a uitat la bani și a oferit tatălui ei o limuzină de aproape 400 de mii de euro. Asta e mutarea verii. Klopp chemat la Barcelona după ce Messi și-a luat adio de la titlu. Moroșanu este o forță în muzică, manele și trap cu Jador și 1 milion de vizualizări din prima zi. Exemplu de urmat pentru CFR sau FCSB. Ajax a topit trofeul de campionă pentru fanii ei. Are o super putere, poate să meargă fără să-și miște picioarele. Povestea emoționantă a campionului român de la not și nebunie curată, săritura anului dintr-un balon în mișcare. Cum stăm cu vremea, ne spune Busu. Bună seara, Busu. Bună seara, Andreea. Nu stăm grozav, avem un cod galben de vreme rea, instabilitate serioasă, Crișana, Banat, vestul Olteniei, plouă zdravăn pe acolo, avem și fenomene asociate, grindină, vânt puternic și asta e până mâine dimineață la ora 10, 30 de litri de apă pe metru pătrat, după care până vineri la ora 21 o informare de vreme rea pentru toată țara. Nu sunt cantități atât de mari de apă, dar e rău oricum. Mulțumesc, Busu, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează sport, vremea și filmul Turistul. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!